Hai să ducem echipa mea de la 100 până la 102 overall, cu câțiva jucători schimbați, dar și cu vreo câțiva jucători crescuți. Și, ca de obicei, înainte să începem, lăsați un comentariu, spuneți-mi ce overall aveți și voi la echipe. Chiar dacă vi se pare mic, nu contează, lăsați un comentariu, spuneți-mi cât aveți. Așadar, băieți, așa arată echipa mea după vreo 6 luni de FC Mobile 24. Așa că haideți să băgăm ceva jucători noi sau creștem și mai mult de atât. Și începem cu portarul, unde l-am pe Alisson Ultimate Totti de ceva vreme. Un portar care mi s-a părut foarte bun, așa că nu-l voi schimba pentru moment, dar ce voi face, îl voi crește până la 25 training. Și încă o dată vom băga aici jucători de bronz cu rank 1. În perioada asta, din păcate, cam toți jucătorii de bronz au trecut de vreo 20.000 de bănuți bucata, deci nu mai e ieftin nici așa să crești jucătorii. Dar după cum vedem, crește cam plus 6 pentru fiecare atribut, plus 5 pe physical. Acum, după cum știți, la portar nu contează chiar așa de mult atributele. Singurul lucru la care m-aș uita ar fi înălțimea, să fie măcar peste 1.93. Altfel, să afli dacă e bun sau nu, trebuie să joci împotriva lui sau trebuie să recomande cineva să știe că e bun. Și dacă ați văzut live-urile mele în care am jucat meciuri, ați văzut că Alisson se descurcă chiar foarte bine. Era foarte bun pe la 20 training, mă aștept ca la 25 să fie și mai bun. Și da, au apărut și variante mai bune de atât, sunt și portari mai buni de atât. Da, dacă ne uităm cât costă alți portari, probabil că voi mai rămâne ceva timp cu Alisson în echipă. Au început să apară și de 97 și de 98 Donnarumma, dar poate data viitoare vom schimba și portarul, pentru moment îl păstrăm că e bun. Și apropo de chestii bune, hai să mergem la atacant, pentru că l-am acolo de ceva timp în echipă pe Ronaldo Nazario, Ultimate Totti, și e atât de bun încât trebuie să-l creștem și pe el mai mult de atât. E dus până la 20, dar încă o dată îl vom duce măcar până la 25. Și încă o dată, la fel ca la Alisson, vom băga aici jucător de bronz cu rank 1, încă o dată cea mai ieftină metodă. Până la 25 văd cam plus 6 pentru viteză, plus 5 pentru shooting, ia să vedem 26 cum arată, plus 9 pe viteză, plus 6 pe shooting. Deci nu e diferență foarte mare, așa că probabil vom rămâne pe 25 pentru că trebuie să mai păstrăm câțiva băieți de ăștia și pentru alți jucători, pentru că o să mai creștem și alți jucători din echipă după cum o să vedeți. Deci 25 mi se pare suficient pentru Ronaldo. Acum, după cum știți, are dexteritate și mi se pare foarte bun pe dexteritate. Uitați-vă cam la atribute cum arată. Și de ce spun că îl păstrez în echipă? Păi, unul la mână îl am cu rank 5 și e destul de greu de vândut, dar doi la mână e mai bun decât unii jucători de 98 sau chiar de 99. Cu siguranță e mai bun decât Müller, de 99, Team of the Season, care a apărut acum vreo câteva săptămâni. Deci, o fi un card vechi, poate pe viitor îl schimbăm, dar pentru moment mi se pare foarte bun pe viteză, după cum vedeți, foarte bun pe shoot, foarte agil, bun pe dribbling, 5 pe weak foot, stamina aproape plină, skill move plin, dacă mai avea și ruleta era perfect, dar băieți, una peste alta mi se pare că încă face față, vă spuneam, poate pe viitor îl schimbăm, dar pentru moment rămâne. Și mai rămâne cineva, cel puțin până apare varianta Ultimate Team of the Season, da, e vorba despre Mbappé. Uitați-vă bine la ultimele lui carduri pentru PSG, pentru că de la vară va pleca în altă parte și hai să-l creștem și pe el până pe la vreo 25. Băgăm încă o dată jucătorii de bronz și avem plus 6 pentru viteză, plus 5 pentru shooting și arată bine, plus 4 pentru dribbling. E diferență mare față de 24? Nu. Așa că probabil că o să-i dau 24 pentru că am din ce în ce mai puțin jucători de bronz și vreau să cresc toți jucătorii din echipă până la urmă, sau mă rog, majoritatea. Vedem, revenim dacă mai facem rost de ceva jucători de bronz. Și atribute arată cam așa, băiți, foarte, foarte bun pe viteză. Dacă ați jucat împotriva mea sau dacă v-ați uitat la meciurile mele, știți că alerg foarte mult pe partea stângă cu băiatul ăsta și am nevoie de viteză acolo și Mbappé are. Pe shoot ar putea să fie și mai bun, da, parcă nu e cine știe ce cu stângul. Trebuie mai mereu să o dai pe dreapta ca să dea foarte bine, pentru că acolo are 5 și parcă se putea să șuteze un pic mai tare, dar în principiu mă interesează viteza lui, agilitatea pe care o are, putea să fie un pic mai agil, a primit și ceva concurență de la Ribery în ultima perioadă, care și ăla mi se pare foarte, foarte bun. Da, pentru moment Mbappé va mai rămâne în echipă, cel puțin până vedem cum arată varianta Ultimate Team of the Season, pentru că varianta Team of the Season cam arată bine, de 98. Și la Ultimate probabil va primi o variantă de 99. Acum să vedem dacă left wing sau dacă atacant. Da, una peste alta, sunt foarte mulțumit cu Mbappé-ul ăsta și va rămâne, probabil vă spuneam, până după Ultimate. Apropo de jucători care rămân în echipă, altcineva care probabil va rămâne pentru că îmi place foarte mult este Gullit Ultimate Totti.
Da, știu, au apărut foarte mulți mijlocași cu overall mare în ultima perioadă la Team of the Season, dar Gullit mi se pare din ce în ce mai bun și pentru că l-am în echipă de ceva timp și crescut foarte bine, m-am gândit să ducem și pe el măcar până pe la 25. Mi-a luat ceva timp să mă învăț cu el, dar până la urmă îmi place foarte mult cum se mișcă și o să vedeți de ce imediat. Plus 4, plus 3, plus 6, are atribute bune, băiți. Are atribute bune pentru un mijlocaș, a fost unul dintre cei mai buni mijlocași și cred că rămâne în continuare, chiar dacă are doar 97 overall bază. Surprinzător de bun pe viteză pentru un mijlocaș, bun pe shoot și foarte bun și pe fizic, e foarte mare. Acum, dacă ar fi fost un pic mai agil sau mai rapid, poate că era și mai bine, dar nu cred că ai cum să fie atât de mare și de agil. Deci, o să vedeți, mai avem și alți mijlocași buni, dar ăsta e cel mai bun pe fizic dintre toți, așa mi se pare, foarte greu să-l deposedezi și foarte bun pe șut. Și în plus, e genul de mijlocaș care se duce și în atac, dar coboară și în apărare să ajute când trebuie, deci îmi place foarte, foarte mult. Acum, vă spuneam, are concurență foarte mare pe la Team of the Season, jucător de 99, foarte tentant să-l schimb, dar vom vedea. Poate îl schimbăm după Ultimate, după ce apar toți jucătorii, poate băgăm vreun Kevin De Bruyne sau vreun Jude Ultimate, vom vedea când apar băieții aia, dar pentru moment rămâne Gullit. Pai că până la urmă am făcut rost de ceva jucători să-l ducem și pe Mbappé până la 25, pentru că se vedea urât să fie toată lumea până la 25 și el săracul doar 24. Ok, și ultimul jucător crescut, după care trecem să schimbăm ceva jucători din echipă, n-aveam cum să nu-l creștem și pe Leo Messi Ultimate Totti. Așa că cu ultimii jucători de bronz, cu rank 1 pe care avem prin club, încercăm să-l ducem și pe el până la 25, să vedem dacă avem, da. După cum vedeți, nu cresc foarte mult atributele, plus 5, plus 6, plus 4, plus 2, dar oricum, Messi avea atribute foarte, foarte bune și o să fie și mai bun de atât. A durat ceva timp până să mă învăț cu el, dar acum mi se pare excelent, băieți, foarte, foarte bun. Încă o dată, dexteritate. În echipa mea toți atacanții au dexteritate și vă recomand să faceți asta și pentru atacanții voștri. Și uitați-vă cam cum arată la atribute. Nu se compară cu Mbappé la viteză, dar la shoot parcă mi se pare un pic mai bun decât Mbappé, chiar dacă nu pare din atribute. Și știu că a apărut și varianta lui Team of the Season, arată și mai bine decât asta și probabil în momentul de față cel mai bun winger din joc, dar costă foarte, foarte mult. Poate pe viitor, dacă mai scade prețul, să facem un upgrade, să vedem dacă va primi și varianta Ultimate, dar dacă nu aveți bani pentru varianta Team of the Season, să știți că și varianta asta e o variantă foarte bună dacă vreți un Messi neapărat în echipele voastre. Apropo, și Neymar, o variantă foarte bună pe partea dreaptă și chiar ieftină, de 97, dar Messi e în echipa asta pentru că Messi trebuie să fie în echipa mea 5 și cam așa arată, îmi place foarte mult și va mai rămâne probabil ceva timp în echipă și el. Bun, hai să și schimbăm ceva jucători din echipă și începem în apărare. Începem cu Theo Hernandez, de 95, Ultimate Totti, care și-a făcut treaba, dar trebuie schimbat cu ceva mai mare în overall și, după cum o să vedeți, probabil ceva mai bun după stilul meu de joc, da, e vorba despre Zambrota, de 97, un jucător pe care l-am cumpărat în perioada Centurions. Am reușit să-l cumpăr când era cel mai ieftin pe market, acum s-a scumpit foarte mult varianta asta, dar când l-am cumpărat eu și foarte mulți dintre voi probabil, 178 de milioane. Preț foarte bun mi se pare pentru poziția pe care o are. Și hai să-i creștem un pic și skill-ul. Voi merge pe defending clar pentru că vreau să rămână cât mai mult în apărare. Deci dacă aveți probleme cu fundașii laterali care urcă, încercați să le dați defending. Cu toate că o să vedeți, nu ajută tot timpul chestia asta. De exemplu la Theo nu ajuta. Așa că defending să fie și no-nonsense fullback. Crește accelerația, awareness, marking, strength, tot ce trebuie. Și cam așa arată, poate să joace și în partea dreaptă dacă e nevoie, dar nu e nevoie pentru că l-avem în partea stângă și trebuie să-l creștem un pic și pe el. Hai să vedem până unde putem să-l ducem pentru că nu știu câți jucători de ăștia mai am. Cred că până la 20 e suficient, n-aș vrea să-l duc și mai mult de atât. Cu toate că la atribute deja crește foarte mult, plus 24 la viteză, plus 4 shooting, nu mă interesează prea mult, pasele plus 16, plus 20 dribbling și defending de la 111 plus 20. Deci mă aștept ca la viteză și la atributele pentru apărare să arate
foarte, foarte bine când o să ne uităm imediat. De fapt, hai să-l ducem noi până la 25. Acum, la viteză nu se compară cu Theo Hernandez, care tocmai a zburat din echipă, e mai lent, dar avantajul lui față de Theo e că mi se pare mai bun pe apărare. Tot timpul Theo urca foarte mult în atac, era cot la cot cu Mbappé, ba, uneori chiar îl încurca acolo în atac, în timp ce Zambrota parcă rămâne mai mult prin apărare, după cum vedeți arată foarte bine și la atributele pentru apărare, mai bine decât Theo. Acum, problema cu Zambrota e, vă spuneam, că nu are viteza lui Theo, deci dacă îl ții în apărare, nu trebuie să ataci decisiv atacantul care vine spre tine, trebuie să te retragi un pic și să joci, seamănă cu cap de vila, dacă l-aveți, dar pentru mine e ce trebuie, băiți, mi se pare foarte bun pe apărare, pe atac vă spuneam nu prea, dar oricum nu prea urc el în atac și își face foarte bine treaba. Uitați-vă cam cum arată comparat cu Theo, era un pic mai rapid în joc pentru oricare motiv, dar vă spuneam, pentru un apărător, full apărător, parcă Zambrota e mai bun, plus că l-am luat și la un preț bun. E și cu rank 4, e tot ce trebuie, are ruleta dacă interesează pe cineva, dar nu cred. Și apropo de Theo, a zburat pe market cu aproape 90 de milioane după taxe, împreună cu alți jucători, dar da, măcar am scos ceva bani pe el. Ok, continuăm schimbările din apărare și îl schimbăm și pe Blanc, care și-a făcut treaba o lungă perioadă de timp, dar trebuie schimbat că cam scârție parcă în ultima vreme. Și, după cum vedeți, îl schimbăm cu ceva mai bun de atât, dar e vorba despre Ricardo Carvalho de 97 Hero Team of the Season. Acum, dacă nu știți care e povestea lui, am cumpărat de pe market varianta cu rank 3 cu 97 de milioane și mai aveam încă 3 jucători care mi-au picat pe la exchange-uri cu care vom încerca să-i dăm rank. Deci jucătorii pe care îi băgăm aici pentru rank practic sunt jucători untradeable cu care oricum nu prea puteam să facem mare lucru, așa că vom încerca să-i dăm 4 cu cei 3 băieți. Acum nu știu sigur dacă o să ne iasă, cel mai probabil nu, dar vom încerca. Și dacă ați văzut videoclipul meu precedent, probabil că știți ce se va întâmpla. Primul, clar, e fail, nicio surpriză. Hai să vedem cu al doilea, pentru că probabil majoritatea dintre voi știți ce se va întâmpla până la urmă, dar avem și Mascherano, dacă e să nu fie din 3 jucători, fail și la al doilea, evident. Și hai și cu ultimul Carvalho, practic dacă mi-eșea șmecheria asta, puteam să fac un rank 4 gratis. Și e diferență destul de mare între rank 3 și rank 4 când vine vorba despre preț, plus că rămâneam cu un Carvalho tradable, dar evident că nu a mers, așa că trebuie să bag și vreo câțiva Mascherano. Din fericire, după cum o să vedeți, nu foarte mulți Mascherano, primul evident că îmi dă fail, cum să fie altceva, dar aveam Mascherano mulți de băgat pe aici, noroc că nu trebuie să bag prea mulți, adică eram pregătit, dar noroc că a trebuit să bag doar 2. Cu primul Mascherano nu a mers, dar din fericire, băieți, cu al doilea Mascherano băgat va merge și uite așa îl facem pe Ricardo Carvalho de la 3 la 4 cu practic 3 Carvalho și 2 Mascherano. Nu cea mai bună decizie, dar dacă mi-eșea doar cu Carvalho era super. Totuși, Carvalho mi se pare o variantă foarte bună de schimb pentru moment, nu e nici foarte scump, nu e nici foarte ieftin, dar în joc e bunicel. Hai să-i dăm și lui Defending 3 și după ducem și No-Nonsense Fullback până la 1, pentru că astea sunt cele mai bune două skill-uri pentru un fundaș, după părerea mea. Încă o dată, skill-ul ăsta crește o grămadă de chestii bune, Standing Tackle, Marking, Strength, Heading, atribute foarte bune. Și înainte să vă arăt atributele, hai să-l creștem și pe el măcar până pe la 20. Din păcate la Blanc aveam 20, dar nu se poate transfera trainingul încă, va veni în perioada următoare, poate până vedeți voi videoclipul ăsta va apărea, dar momentan nu se poate, ar fi fost super, așa că trebuie să băgăm încă o dată și încă o dată și încă o dată jucător de bronz pe care îi avem pe aici, să-l ducem până la 20, plus 14, plus 5 și plus 22 pentru defending, ceea ce mă interesează cel mai mult dintre toate. Și uite cam cum arată la atribute, nu cea mai mare viteză, dar mai rapid decât mulți fundași, totuși n-am văzut să fie o mare problemă acolo, foarte bun pe apărare, mi se pare ok și la cap, am dat câteva goluri cu el din corner, rar, pentru că în ultima perioadă parcă se dau din ce în ce mai greu din corner, dar una peste alta băieți arată parcă mai bine decât Blanc, cel puțin pe atributele de apărare, la viteză nu e cine știe ce mare diferență, dar pe atributele de apărare și la cum se mișcă în joc mi se pare ok, Carvalho, dacă l-aveți prin echipă, foarte, foarte bun fundaș. Poate îl schimbăm cu altcineva pe la ultimei, dar până una alta își face foarte bine treaba în echipă și va rămâne acolo în apărare împreună cu Virgil van Dijk Ultimate,
Apropo, pe blanc am reușit să-l dau pe market greu, cu vreo 70 de milioane, 63 după taxe, greu, dar până la urmă măcar am mai scos ceva bani pe el. Îmi pare rău că am pierdut tot training-ul pe care l-avea totuși. Da, vă spuneam, Carvalho va face pereche cu Van Dijk pentru perioada următoare, cel puțin până apare o nouă variantă de-a lui Virgil. Și hai să mai schimbăm un jucător care mi-a plăcut foarte mult din echipa asta, după foarte mult timp în echipă, Zeedorf zboară și apare în locul lui Vieira de 99. Da, trebuia să bag un jucător de 99 în echipă și Vieira mi se pare o variantă foarte bună, mai ales la cât costă 290 de milioane pentru varianta cu rank 3. Scuze, 4, în ultima perioadă chiar a scăzut pe la 270 și mi se pare preț bun, mai ales că nu vor fi foarte mulți jucători de 99 pe perioada Team of the Season. Probabil că ar fi trebuit dus undeva până pe la 20-25 training băiatul ăsta, dar pentru că nu prea mai am jucători de bronz și pentru că nu există training transfer încă, îl vom duce măcar până la 15 și vedem, poate îl ducem data viitoare mai mult de atât dacă va rămâne în echipă și data viitoare. Da, după cum vedeți, e decent upgrade-ul și până la 15, plus 12 pentru viteză, plus 10 shooting, plus 15 passing, arată bine. Și hai să ducem și skill-ul, pentru că avem 4 puncte skill. De obicei, la mijlocaș dădeam pe physical, dar la recomandarea unor membri care au jucat cu el pe mai multe skill-uri, au spus să dau pe defending, pentru că defending pare a fi cel mai bun skill și pare că acolo se mișcă cel mai bine. Zeedorf, pe care l-aveam înainte, era mai mult pe atac, ăsta, după cum o să vedeți, e mai mult pe apărare, dar bunicel și pe atac, și creștem și skill-ul secundar, ball winning midfielder. Într-adevăr, după cum o să vedeți, arată foarte bine la atributele pentru mijlocaș și recuperează suficient de multe mingi ca să primească titlul ăsta. Și hai să vedem cum arată și la atribute, pentru că vă spuneam, e un pic diferit față de Zeedorf. Zeedorf era mai mult pe atac, ăsta e mai mult pe mijloc, pe apărare, un pic mai echilibrat, să-i spunem așa. Bun pe viteză, bun pe șut, apropo, foarte bun pe șut, are niște șuturi bombă de la distanță. Și după cum vedeți, foarte bun pe atributele pentru apărare, și pentru că am crescut skill-ul, dar și pentru că așa e el. Oricum, mult, mult mai bun decât Zeedorf pe așa ceva. Vă spuneam, Zeedorf, după cum vedeți, mai bun pe atac, de preferat de jucat cu el dacă nu aveți cam, și Vieira, vă spuneam, mai bun pe apărare, dar chiar dacă am în echipă un CDM, e bunicel Vieira acolo lângă el și vă spuneam, avea preț bun de 99, bun pe stamină, bun pe overall, bun la preț. De-abia l-am luat în echipă, nu pot să vă spun mai multe de atât, dar una peste alta mi se pare unul dintre jucătorii buni de 99 care au apărut pe perioada Team of the Season. Vor mai fi și alții, dar pentru moment e ok. Să vedem cum se va compara, de exemplu, cu Zizou de 99 care a apărut și el recent, probabil că Zidane mai bun pe atac și Vieira mai bun pe apărare. Acum, Zeedorf a zburat și el pe market, 70 și un pic de milioane după taxe. Dacă aveți nevoie de un mijlocaș bun de 96 în perioada asta, e reducere bună la Zeedorf pe market, vă recomand să-l luați, vă spuneam, jucați cu el dacă nu aveți cam. Și uite așa am dus echipa până la 102 overall, 2,5 miliarde de bănuți, înainte de Ultimate Team of the Season. Probabil că data viitoare o să vedeți ceva schimbări și mai mari de atât. Până atunci, dacă v-a plăcut, dați un like și mai am și alte videoclipuri pentru voi pe care trebuie să le vedeți. Dați pe unul, uitați-vă, până data viitoare, numai bine prieteni, pa, pa!